Salutare! Este Mândodi și în această seară noi vom discuta o nouă carte de-a lui Ludwig von Mises, Economia în 7 lecții. A apărut și la noi, la Mises România, în traducerea lui Dan Comănescu, cu prefață de Tudor Smirna. Este o carte mică, în 7 capitole. Este o prelegere ținută de Mises în Argentina, când, la câțiva ani după ce regimul lui Perón s-a terminat, și soția lui, după ce a murit Mises, a strâns aceste înregistrări, le-a pus în această carte. Înainte de a începe însă trecerea prin capitole, o să vă rog jos în descriere, o să vă rog jos sub videoclip să faceți ce trebuie cu butonul de like. După aia o să aveți alături un buton de subscribe și un clopoțel dacă vreți să mai auziți de noi. De asemenea, jos în descriere o să găsiți un link către locul unde se găsește cartea publicată online de Mises.ro. Și tot de acolo o puteți și achiziționa dacă vreți să faceți cadou cuiva. De asemenea, jos în descriere găsiți două linkuri de cripto și de Patreon dacă vă e la îndemână să susțineți și emisiunea noastră. Și chiar este indicat să vă faceți cadou pentru că nu este scris într-un stil din ăsta academic. Este o prelegere de popularizare mai mult a ideilor economice ale școlii austriece de economie. Și se simte aerul oral, adică Mises era un bun orator și avea un stil inconfundabil. Primul capitol este capitalismul. Acesta vom începe și Mises intră direct în subiect. Pornește de la niște anecdote, pornește de la expresia regele ciocolatei. M-am avea noi, zicem, în România regele asfaltului sau alți regi? Din contră, zici că... Ăla chiar e regele. Tot chiar regii asfaltului nu sunt neapărat un exemplu bun. Și... Deleman sau ce ar putea fi... De mai... Dacă vrei local. Noi n-am prea avut. Dar în Ucraina am avut un rege al ciocolatei. Dar regele podcasturilor din România cine? Deli? Nu știu. Ideea este că mi se face diferența între un rege din vremea epocii feudale și un rege industriaș. Dacă un rege din vremea epocii feudale făcea legea și tăia și spânzura în regatul lui, un rege al ciocolatei este un servitor, de fapt, ascultă de clienții pe care îi are, de consumatorii ciocolatei lui. Dacă își doresc ciocolată cu căpșune, dacă doresc mai mult lapte, dacă doresc mai multe alune, ciocolată, el trebuie să satisfacă lucrul ăsta. Chiar continuă anecdotele, că cam despre asta e vorba aici. O secretară, fata unui, să zicem, acestui industriaș, observă cum tatăl ei dă ordine angajații. Dom'le, faceți așa, mai stați și mâine că trebuie să producem mai mult. Și era o mare fană a ideilor comuniste. Beatrice Webb. Așa, că uitase numele. Și ceea ce nu vedea această domnișoară era faptul că și tatăl ei asculta de cineva, anume de consumatorii ciocolatei. Doreau mai mult, mai multă ciocolată, doreau altfel de ciocolată. El trebuia să se
trebuie să asculte de aceste așteptări ale consumatorilor și să îndrume inginerii și cei mai lucrau pe acolo prin uzină, prin fabrică, să... Consumatorul este șeful. Ce prezintă da. Mises aici se numește suveranitatea consumatorului. Consumatorul e suveran. Asta e marea. Celălalt care a făcut Snickers, dacă lumea nu cumpăra Snickers, nu mai exista, nu mai era acolo. Ideea e că nu e rege. Ideea e că și da. Cuvântul în sine e ales greșit, că ăla nu e rege acolo. Regele mai poate să mai și apere, mai poate să mai folosească forța, mai poate să mai... Dacă spui, păi da, bă, argumentul că Mises zice că își poate pierde regatul, imediat ce nu mai oferă ceea ce vor supușii. Păi spui, da, dar și regele. Și regele efectiv poate să-și piardă regatul dacă nu mai e, dacă nu mai corespunde. Adică pun de o revoluție și la revedere. Da, da, supușii regelui adevărat au nevoie de o revoluție pentru că tocmai că regii la care se face referire aveau în spate armată, poliție, organe de represiune ale statului, ori ăla de la Snickers n-are decât Snickers. Nu, n-am văzut armatele Coca-Cola să vină și în reclama aia cu ăia de la Rom, da? Erau de la securitate cu partidul de vrea tuns. Nu erau angajații de la Candia sau cine face rom. Ideea e că regele folosea violența pentru a controla supușii, în timp ce Snickers nu face asta. Sau un industriaș, noi doar metaforic folosim expresia regele ciocolate. Că era foarte bogat, asta vreau să spun. Da, da. Ideea e că ăla și-a făcut banii prin satisfacerea nevoilor unor consumatori. La un monarh nu se întâmplă așa, sau la un faraon, cât satisfacea el. Într-un sens generos poți spune, uite, un faraon te apăra și des, oferea servicii de apărare. Dar ideea e că nu își făcea banii prin banii și făcea prin agresiune, prin cucerire, nu da, că uite, vinde el ciocolată. Wilhelm, da, not Pansy. Da. Dar eu aș spune că nu e puțin lucru, știi, să ne oprim asupra cuvântului ăsta, mai ales că eu zic că e sigur dată denumirea, cum să spun, propagandistic. Adică e dată în clipa în care cineva a zis regele tutunului sau regele, cred că ăsta a fost primul, King of Tobacco, sau regele petrolului sau regele cauciucului sau regele oțelului, bumbacului. Așa, au fost date dinspre stânga, au fost date ca să submine poziția patronului. Chiar dacă mă gândeam dacă mai sunt termeni similari. Bine, o chestie poate fi să spui de muncitori că sunt sclavi. Dar mă gândesc că pentru patron să existe termeni de tip. Tipul ăsta, dacă mai există, nu știu, lemnul sau ce mai putea fi. De ceva care sugereze o relație agresivă, știi? Mai sunt în argou, așa, mai ales în română, te bagi la stăpân, te angajezi. Bine, și ce mai avem? Baronii locali, dar ăia... Nu sunt, ăia sunt. Ăia chiar cam sunt. Nu, mă gândesc. Pentru afaceriști. Pentru afaceriști, dacă ai termen de ăștia depreciativi. Patron? Iar în română nu știu dacă se folosește asta. Se folosește cu regele ciocolatei? Nu cred, nu? Nu, doar de regele asfaltului am auzit în România. Dar nu e potrivit. Nu da. E potrivit, știu, da. Aia sunt regi. Și am auzit din Ucraina, regele ciocolatei era unul pe acolo care a ajuns și prim-ministru sau președinte ceva, nu mai știu exact. Iarăși. Da, iarăși nu știu dacă era pe bune sau nu era pe bune, știi? Da. Că Moldova. Rog. Asta e ideea cu un boss. Deci ce vrea să spună Mises aici? Că bossul real e consumator. Deci Carrefour s-a întins ca cașcavalul prăjit pentru că a bifat niște referințe. Lumea cumpără de acolo. Nu ești obligat să... Supermarketurile în general. În timp ce la un rege nu e așa. La un rege pur și simplu îți vine aia pe cap niște băieți și nu ai ce să comanzi. Plus
că el face diferența asta. Dom'le, dacă înainte un industriaș pe vremea regilor adevărat satisfăcea o clientelă bogată și puțină, acum în epoca modernă un industriaș trebuie să satisfacă la scară mare o populație, adică să producă cât mai ieftin, să producă în masă produsele sale pentru a satisface cât mai mulți clienți, pentru a deveni într-adevăr regele în industria lui, știi? Dar ne putem gândi la ce făceau industriile alea feudale, adică ce produceau pentru exact minoritatea asta. Asta nu, dar asta vreau să spun, că de fapt capitalismul, dacă e privit din perspectiva asta pe care a adus-o Gabi în discuție acum, da, e un sistem economic post-feudal, nu neapărat post-feudal, că poți să mai faci discuția că a mai existat și mercantilismul între, dar oricum, în sensul de că a venit după, da? Și una dintre diferențele foarte mari care sunt între așa zis și industriași, că ăia din sistemul de dinainte nu erau neapărat industriași, erau cel mult manufacturieri sau, da, da, da? În epoca mercantilistă erau de-a dreptul baroni locali. Ce cumpăra lumea? Păi, de exemplu, rochii pentru bal. Da, rochii pentru bal, să zicem. Prăjituri. Arme. Arme, dar ai văzut că armele alea erau cu încrustații, cu îți scrie și numele pe mâner. Adică erau chestii nu de serie. Știi? Artizanal. Artizanal, tot era artizanal, da. Pe când după aceea făceai, să zicem, rochii. Mai simple, ai văzut că nu erau pompoșenile alea de pe vremea feudalismului. Și trecea la chestii mai simple, dar le făceai în serie pentru milioane de femei. Nu mă gândeam și la orașe, la canalizări, la chestii de-astea. Pot fi și astea, nu? Trecute la... Adică munceai pentru... Te granzi, mă. În perioada aia de început. Da, dar nu trăgeai canalizare la sate. Da, dar erau, asta nu e mai mult servicii, adică nu chiar produci ceva de serie aici. Nu da, săpau la canalizare de obicei prizonierii care erau în temniță în oraș în momentul ăla, nu aveai o firmă dedicată. Cred că și mâncarea ar intra, dar era o mâncare mai, nu știu, mai fisicie, mai... Da, de exemplu, adică erau... mă gândesc că nu era franzelă, bine, cred că nici nu ajungea pâinea la săran, știi, la... Zisem niște, nu mai țin minte exact de numirea prăjiturilor, deci o savarină din asta, știi? Care middle class? Da, erau așa, grosomodul. Erau niște bucătari din ăștia care stăteau ore între să aerisească și să facă mai subțire o anumită cremă și un anumit aluat. Bără. Mises i-ar zice la asta producție de scală, nu producție pentru mase, asta e, da, ar fi diferența. Deci până acum am introdus două principii, două caracteristici ale capitalismului, suveranitatea consumatorului și producția de masă. Da. Da. Nu știu de ce știam povestea altfel, cu mutarea țăranilor de pe moștii înspre fabrici. Mi se aici implică că din cauza numărului mare de oameni din Anglia de la începutul erei industriale, pur și simplu nu știau ce să facă moșierii cu atâtea oameni. Atunci îi alungau, ei n-aveau ce să facă și se duceau spre zona orașelor să înceapă o afacere acolo. Din câte știu erau acolo un industriaș care începuse să facă, să zicem, cu mașinile de abur, haine, să zicem, producau lână de la oile alea din zonă. Pur și simplu aveau nevoie de muncitori, îi luau, moșierii rămâneau fără forță de muncă, da, și chiar... Mi se zicea. Da, Gabi zice știa povestea invers și eu aveam. Atât de cum s-au strâns ea prima dată. Adică el zice că nu erau așa de mulți încât, eu știu că deveniseră mulți din cauză că plecau de acolo, o duceau mai bine în orașe,
și se învățau oamenii atunci. Mă rog, vezi de ce nu poți să faci o analiză cu toate lucrurile fiind aceleași? Din cauza că tot în perioada aia oamenii au început să aibă și o sănătate mai bună. Și nu știi de ce au crescut demografic. Pentru că era sănătatea mai bună sau doar revoluția industrială? Răspunde că sau și sau. Că aveai rudimente de capitalism care au crescut miile alea sute de mii. După aia mureau că nu... Perioada de tranziție nu putea să-i susțină, să-i țină în viață. Dar așa apar fabricile astea de la oraș? Da, se poate. Uh-huh. Uh-huh. Ar putea fi un răspuns, ceva de genul ăsta. O să întreb, ok, și acum au explodat. Bine, ar putea și să spună că n-a explodat. Erau 100 de mii, după au explodat. Oricum, de obicei, povestea este că oamenii cumva, pentru că-s povești stângiste, poveștile prind foarte mult la oameni. Povestea este că cumva oamenii mereu au fost exploatați. Au fost exploatați de moșier. După aia, egal că povestea este că moșierul îi voia pe pământ, dar ei au plecat. Ori el i-a gonit că avea și el deja mașinării cu abur și nu mai avea nevoie de ei. Ei au ajuns săracii unde să lucreze? La fabrici. Dar și acolo erau mulți. Oferta mare. Viață grea. Mereu e povestea asta, că au dus-o greu. Totuși, odată ce ai la avut... La Engels nu era că o duceau bine pajiștile alea. Ba da, ba da. Este și nuanța asta, știi. Da. O duceau super bine și după aia... Deci ai un trai super fericit și după aia trebuie să lucrezi 18 ore în fabrică. Pleci dintr-o chestie, nu știu, paradisiacă. Exact. În care ai de toate. Te duci după aia și copii și tot să... Întrebare de ce? Da, da. De ce îi face asta, știi? Bine, același Engels ar spune că de foame. Mi se zice asta, că de foame. Engels nu are un răspuns la asta. Nu, mi se pare că... Nu, cred că el e de părere că i-a alungat moșierul. Și atunci de foame te duci unde a mai rămas loc. Vezi cum sunt cuvintele mereu au două sensuri? Și în România ai putea să zici de ce au plecat românii noștri, da? De ce au plecat în țări străine? Noi aici am zice, păi au căutat și au găsit lucruri mai bune. De-aia au și rămas. Alții, formulând așa, ar zice, i-au alungat. Ia. Conducătorii nenorociți. Meritul PSD-ului. Taxele, da, exact. Taxele i-au alungat. Care a crescut standardul de viață, dar nu aici. Da, dar și la fel ca și Engels poți să spui, domne, dar de ce au plecat din această țară paradiziacă? N-are frumoasă. Deci Vali încerca să dracea. Avem și delta. Nu, n-are răspuns. Pentru că Engels vorbea acolo și de, s-au decăzut și moravurile, se duceau, s-au dus în orașe la prostituție și la... Dar n-are un răspuns, știi, de ce te duci dintr-o chestie paradisiacă? În timp ce ăștia ai noștri, au un răspuns, Hayek, Mises, nu era nicio chestie paradisiacă, era jale ce era. Se duceau la oraș pentru că era mai bine la oraș. Dar ce azi? Deci nu. Un răspuns că pare așa, mă, dar cine? Cineva a făcut niște forțe malefice care au făcut orașul ăla să atragă oamenii și după aia să exploateze. Deci mie mi se pare că orașul, când adună mulți oameni, îi adună exact cum o piață adună mulți oameni. Acolo se întâmplă lucruri interesante. Schimburi, posibilități, oportunități, etc. Deci, practic, ai putea să zici că un oraș e așa ca o mare întreprindere, dacă ca fenomen emergent. Nu a făcut cineva un oraș până când o să facă curând niște oameni orașe private. Vedem cum o să meargă. Dar nu proiectezi tot. Hai să zicem, faci 2-3 pași, după aia merg ele nu știu cum. Dacă mai țineți minte, zice Mises când le întreabă Bismarck sau cine le întreabă ăla. De ce stai în Berlin? De ce ai plecat? De la ce zicea? Îmi place aerea, îmi place muzica. A, da. Bine, eu aș spune că mai e o chestie de luat în calcul aici, și anume, noi știm deja, când ne-am uitat un pic la istorie, că atunci când nivelul de trai se cațără un pic peste nivelul de subzistență, înainte trebuie să fie la nivelul de subzistență, apare o explozie a populației. Da? Acum, uitându-ne înapoi la perioada asta a expansiunii revoluției industriale,
apare o explozie a populației. Atât în Anglia, cât și în restul continentului care s-a industrializat. Și întrebarea este... Bun, avem o explozie a populației. Asta înseamnă că trebuie să fi produs o creștere a nivelului de trai peste nivelul subzistenței. Da? Ce a cauzat asta? Avem pe altcineva pe care... Că lumea spune nu, că vezi tu, de fapt, revoluția industrială a fost posibilă doar pentru că au venit ăștia la oraș și dintr-o dată a fost muncă de lucru ieftină și... Tra-la. Bun, bun, bun. Am înțeles. Dar avem o explozie a populației. Explozia populației trebuie să fie cauzată de o sărire a nivelului de trai peste nivelul de subzistență. Ce a cauzat această îmbunătățire a nivelului de trai? Ai două ipoteze, asta pe care merge miză capitalismul. Proprietatea privată, deci ai avut o deschidere către respectarea drepturilor. Eu aș vrea să mai aud o contraipoteză. Păi tehnologia... Cine a făcut-o? Da, aici întrebarea cea miză s-ar spune deci că asta producția dezvoltă și tehnologia. Recunoscând drepturile de proprietate... Crește și asta. Dar există și ipoteze. Era un timon, ce cred că se numește. Și asta. Tehnologia a făcut saltul, știi? Uite. Deci comunismul, cât ar fi de cretin, idiot, dar având niște tehnologii, acolo nu mai are. Mare poamă. Deci tehnologia se face saltul. Știi? Mă rog. Îți vindecă boliți. Asta cu nu moare lumea de foame... În comunism e mai... Poate, da. Poate nu-i tot ce nu e totdeauna adevărată, deci, știi? Deci, tehnologia, dar nu se sunt de neapărat de cum se face un săpun. E faptul că reușești să-l produci ieftin și în cantități mari. Păi dacă e ieftin și în cantități mari, deja ești în capitalism. Că deja înseamnă că țintești masele cu puțin bani. Ok, deci tu zici dinainte. Producă. Eu asta spun. Că... Eu zic că nu, pur și simplu după ce eu zic că s-a întâmplat. Deci tehnologia nu poți, dacă ar fi tehnologia, știi? Ai putea spune, da domne, uite, avem această invenție. Această invenție a făcut posibil creșterea nivelului de trai. Dar nu ai niciuna. Acolo. Nu ai ca pe vremuri când au inventat romanii, da, au construit apeducte și au făcut posibile orașele. Da, acolo știm. Apeductele. Găsești, da? Nu, în secolul XIX nu găsești. Zic care. Zic care tehnologie ar fi capabilă să-ți ridice nivelul de trai astfel încât dintr-o dată să nu-s mai moare copii, să nu-s mai moare motorul cu aburi. A fost într-adevăr o invenție, dar care a revoluționat transportul industrial. Nu. Inițial a fost aplicat la mutarea un... Păi și asta are implicații. Pe transport, marfuri, mâncare, o duci mai repede. Din nou, discutăm iarăși de... Da, am fost. Adică cumva orice invenție cauți și încerci să găsești, cumva tot la capitalist trebuie să ne facem, la germenii ăștia. Ei, te poți gândi că, uite, dacă ai o lampă lui Adim și o lume comunistă, îți rezolvă problema mâncării, că pleci lampa aia, produc nu știu ce, știi. Păi da, de asta... Nu se mai pune problema distinției între sisteme, știi. Da, aia oricum te vrea să... Asta a fost metoda, probabil, atât des în comunism să frece ceva, dar numai că n-aveau lampa. Uite, nu știu, dar trebuie să fie ceva legat de... Hrană și îmbrăcăminte și... Uite, el spune, de exemplu, că... Da, aș spune numărul, creșterea demografică să fie, cred că s-a făcut după ce s-au făcut produse casete, produse în masă. Cred că a fost... Trebuie să-și fost între și trebuie să-și fost o chestie ca o spirală care se accelerează pe alta. Da, da, da. Dar la început... Nu cred că a fost cu populația în număr mare și pe aceea s-a produsele. Nu, normal că... S-au potențat reciproc, da. De altfel, dacă ne gândim așa în istorie, cam toate produsele care au fost introduse pe piață, întâi au fost făcute experimental în numere loturi mici și după aia, după ce s-a descoperit că există o piață, o nevoie acolo, sau după ce s-a confirmat. Plus că nu ajunge... stai puțin, dacă... Asta poate fi o soluție. Uite, de exemplu, Indiei, unde descoperi chestiile alea medicale și mai reduci, trăiește mai multă lume. Dar de fapt nu trăiește, că nu ai capital. Capital investit pe individ. Da, deci degeaba ai descoperi, ai tehnologia. Dacă nu poți susține. În timp ce Anglia o poți. Susține că ai capital. Asta e o chestie pe care oamenii și eu am chinuit să o înțeleg un pic.
ce treabă are? Cum? Dacă avem acum inovație, gata, toată lumea s-a rezolvat. Dar e exact, cred că orice om poate să-și imagineze lucrul ăsta. Uite, am descoperit secretul nemuririi. Extraordinar. Cum îl dai? Cum anume? Scump. Scump. Bine, bravo. Nu, dar efectiv, execuția, cum ajunge la populație? Cum îl... Măcar că faci marketing și zici veniți de luați secretul. Efectul ăla de pauperizare și cu secretul nemuririi. Tu poți să-l ai. Știi, să ai sărăcie, luce, știi, fără calcul economic, fără preț. Scuze-ți. De seama să ai acest produs, să zicem că este o pilulă, știi? Dacă ai luat pilula asta, gata, mai mori. Păi în momentul ăla, dacă apare, dacă intervine pe fir statul și zice doar anumite persoane au licența de a distribui această pilulă, pentru că știm noi cum se dă și cum se prepară și cum se ia, da? Deci, cred că în 5-6 ani, dacă rămâne doar statul pe monopol pe chestia asta, lumea o să moară în continuare, pentru că nu o să mai ia nimeni pilula aia. Să fie ori cozi, ori... Auzi, gândește-te că mizez un scenariu optimist în care leacurile alea chiar funcționau, știi? Că de-aia putea explozia populației. Dar el zice, ai competiția asta între rata de acumulare de capital și explozia populației, să zicem. Ideea e că rata asta de acumulare trebuie să o bată pe cealaltă, știi? În Anglia o bătea, în India nu o bătea, știi? De-aia mureau ea. Nu susținea... Aveau mâncare suficientă, n-aveau capital, n-aveau. Adică e un mecanism foarte simplu de gospodărie. Trebuie să economisești niște lucruri ca să ai din ce să consumi. Nu poți să zici, hai să consumăm, păi stai că n-avem ce. Vreau să zic că și la nivel macro, la aceeași chestie sunt. Deci dacă tu zici, hai să consumi tot, ok, ești consumator. Și mâine și bani. În timp ce capitalistul ce face? Uite, am mai discutat la Hazlitt asta. Sunt doi pași. Una e când te-ai de la consum, nu spargi toți banii imediat, știi? Cum faci tu niște bani, ceva, îmi iau 10 Mercedes. Hei, ia-ți-le, știi? După aia, deci primul pas te abții și asta e economisire, al doilea pas este investiție. Investești așa crești cantitatea de bunuri. Deci tu, și tu ești interesat de consum, dar un consum mai mare viitor. Tot, știi? Nu spargi tot în prezent. Asta e toată mecherie. Nu că austrici ar fi contra consumului. Nu, și ei vor. Dar e... Care nu stau în consum prezent pentru consum mai mare viitor. Ba chiar explic o chestie foarte tare, cam în un țel din ăsta de cum funcționează economia și povestește foarte cursiv așa. Adică e foarte carismatic, foarte uman în cum explică chestia. Și zicea, dacă cineva economisește niște bani, îi bagă în bancă, banii aia ia un investitor, cumpără materii prime, face niște slujbe, deja niște bani economisiți ajung în beneficiu unor oameni din economie înainte ca el să fi luat orice fel de dobânzi, beneficii ale banilor respectivi. Și asta este o formă de investire. Ideea că ele merg, deci economisirea merge împreună cu investițiile. Investițiile faci din economisirea asta. O chestie austriacă, sau mă rog, în care credeau lezeferiștii. Atunci erau vremurile alea în care termenii economiști socialisti erau antonimi. Azi nu mai suntem acolo. Pentru Keynesian, nu, când economisești, omori. Pentru austriești, nu, de acolo vin banii, știi? Te abții, pui la bancă. Bine, explicația în ziua de astăzi este că pentru că nu există economisire, există și economisire. Dar simplificăm ca să ceteris paribus. Unde nu există economisire, se printează bani și practic se produc niște sume care pot fi investite, curate de la toți care au banii economisiți, de fapt. Că fură din puterea de cumpărare. Da, da. Oricum, Mrs. în acest capitol se vede că se adresează unui public
obișnuit cu un stat socialist. Da, 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 da. Adică, de obicei, se leagă de cam ce critici sau ce chestii te aduc împotriva capitalismului. Obiecțiile populare. Da, da, da. Obiecțiile populare, știi? Și se leagă de fiecare. După aceea trece, de exemplu, inclusiv de la monopol. Dacă cineva din într-o anumită ramură a industriei ajunge într-o poziție de monopol. Și dă un exemplu cu în Statele Unite ale Americii, transportul feroviar la un moment dat se concentrase în mâinile a câtorva și se credea că, dumne, în afară de ăștia mari, nu mai intră nimeni pe piață. Doar nu te-a pus să faci o cale ferată paralelă cu cea existentă și... Dar apar lucruri alternative, da? Transport auto, avioane și așa mai departe, care au luat procente bune din transportul feroviar. Chiar au trecut, de fapt. Transport. Bine, aici Mises nu e chiar caritabil, pentru că dacă, hai să zicem că la avioane... e cazul, da, cel puțin pentru transportul auto ai de-a face tot cu niște concurență neloială din partea guvernului. Programul de construit autostrăzi în Statele Unite guvernamental a subvenționat puternic transportul auto de mărfuri. Indirect. Da, dar eu zic că pur și simplu monopolul industriașilor din domeniul feroviar a fost spart pur și simplu prin chestiile alternative. Nu mă refer cum, prin alte monopoluri sau alte chestii. Da, da, că ei și-au da, bine, noi tot am mai discutat despre acest potențial monopol, da, și el de fapt nu era, să fim serios, nu era monopol decât în măsura în care statul te băga da, să îl întrețină da. Artificial. La, uite, de exemplu, nu, cum să spun, zici tu că nu te apuci să faci o șină pe lângă unde e deja o altă șină. Da, așa e, dar poți să o cumperi. Adică în Marea Britanie... Eu când citeam, mă gândeam că poți face asta. Sigur poți face, sigur așa poți... Așa cum lângă un mega imaj ai. Dacă vrei, sigur poți face și asta, dacă nu te oprește cineva, evident. Dar spuneam că poți să o cumperi efectiv. Adică în Marea Britanie, de exemplu, unde a durat mai mult până când și-a băgat coada guvernul în... în companiile feroviare o făceau cineva o șină, dădeau faliment, rulau alții pe acolo, bineînțeles mai mult în sensul în care nu să spun, a durat mai mult, dar ei oricum reglementau, spuneau, pe aici ai voie cu șină, pe aici n-ai voie cu șină. Era, nu era chiar o piață liberă nici în Marea Britanie din punctul ăsta de vedere. De asta vreau să zic, că nu trebuia neapărat să faci o șină separat, puteai doar să cumperi pe aia care era făcută deja acolo. Dar mi se pare că mi se ilustrează bine situația. Știi? Uite, ai și, nu știu, oamenii au impresia asta că, domne, ce avem noi acum? Păi, nu știu, iPhone, care e ultimul? Nu știu, 15. Ăsta, ăsta e ultimul, ființa umană, gata, și epuizat. La fel și ăștia, calea ferată, gata. Și mi zice, uite, aia, aia, deci nu e chiar așa, știi? Nu rămâne blocat în, uite, capitalismul și-a epuizat potențialitățile, că doar nu să faci ca băul la lângă, știi? Păi, da, ai avioane, ai mașini, ai vapoare, ai... Care cred că au cam și lovit căile ferate. Bine, vapoarele mai puțin, că nu prea concurau direct. Da. Dar toate aceste critici menționează Mises, nu au fost aduse de către muncitori, de către proletari, și de către nobilime, de către clasa, elitele, să zicem, care încă mai aveau nostalgii feudale și nu le convenea faptul că ordinea socială nu mai era pe vremea lor. Știi, și cred atunci... că le cam plecau oamenii. Asta era, da, dincolo de ordinea socială. Să muncească ei, să deci pună mâna. Deci mai degrabă te originii conservatoare. Într-adevăr, țineau la ordinea socială. Nu știu. Dar lor îi pleca omul de la sapă, știi? Că ducea că era plătită doar mai mult dincolo. Uite, mai vedem aici, sunt argumentele astea cu populația. Populația, la un moment dat spune Mises, între 1760 și 1830,
populația Marii Britanii, spune Anglia aici, dar mă rog, e vorba de populația Marii Britanii, s-a dublat. S-a dublat. 2x. Ce miracol economic trebuie să se întâmple ca să-ți facă populația 2x? Și tot așa vorbea că și dacă sunteți în viață astăzi, cel mai probabil trebuie să mulțumiți capitalismului că n-ați murit de foame. 1800, nu mai știu când el aici, secolul 19, nu, secolul 18, Anglia, Marea Britanie suporta doar 6 milioane de oameni. Astăzi, în 58, când povestea el chestiile astea, erau 50, astăzi sunt vreo 80. Mm. Uite, profesorul religică se lua de protestanții stângiști, el zicea, domne, capitalismul ți-a permis să stai după stăre să urli. Acum 100 de ani tu nu faci chestia. N-aveai timp. Da, așa ceva. Zice, na. E, și aici, tocmai asta spune el, că faptul că s-a apucat capitalismul nu numai a însemnat bunuri pentru masele Angliei, da? Că vorba aia, Anglia încă și astăzi are deficit de teren agricol sau are deficit de hrană, e pe importuri. Dar tocmai asta a însemnat. Au însemnat importuri. Importuri pentru că au existat exporturi. Dacă v-ați uitat când povesteam, el nu intră în detalii aici, dacă v-ați uitat când povesteam la Hazlitt despre importuri și exporturi, găsiți pe canalul nostru un playlist, da, în care discutăm despre economia într-o lecție de Henry Hazlitt. Discutăm multe concepte economice acolo, printre care și ideea asta, de ce importurile sunt corelate întotdeauna cu exporturile. Pe vremea în care Mises vorbea chestia asta, era 100% adevărat. Astăzi e puțin mai puțin adevărat, dar vedeți în episodul respectiv discuția. Eu cred că doar au mecanisme prin care întârzie efectele normale economice. Deci pare că azi trăim într-o realitate post-legi economice în care, uitați, se poate face și altfel. Eu cred că doar întârzie chestiile. Deci, și de ce repet ideile puține? Că mecanismele economice poate să le înțeleagă orice om de la nivelul lui. Deci eu mă duc la muncă, asta este un export. Primesc salariu, asta este un import. That's it. Deci nu zic eu ceva mirobolant. Spune-mi să zice o anecdotă. Ben Franklin se duce într-o sătorie în Anglia și patronul se laudă. Uite aici, producem pentru Ungaria. O grămadă de țesături, de haine și postavă și tot felul de lucruri. Da, de ce nu produceți ceva și pentru angajații dumneavoastră? Amărâți, uite! Amărâți, uite! Aveau toale urâte. Păi nu! Noi aici producem, de fapt. Asta ar fi trebuit să dea răspunsul. Pentru că ungurii ne dau nouă cartofi, morcovi și alte lucruri pe care le cumpără angajații noștri. Și asta mi-a zis aminte de vorba lui David Friedman. În statul Iowa, cel mai bine se poate produce mașini, cele mai tari mașini din lume. Cultivând pământul. Cultivăm porumb. Porumb, așa. Producem porumb mult, îl urcăm într-o navă, se întoarce nava cu mașina, cu Toyota. Gata. E greu asta de dislocat, pentru că sunt argumentele astea emoționale că e de afară, noi nu mai producem mult, mâncăm mai roșii de la turși, nu știu ce. Foarte greu de contracara. Ce mai zice? Mises că salariul trebuie să fie negociat ca orice alt preț, ca un orice bun. Așa cum îți dorești ca orice bun să poată fi negociat între tine și vânzător, afel n-ar trebui, explica el socialiștilor de pe acolo, la fel ar trebui să nu pui salarii minime, de exemplu. Pentru că, mă rog, o să fie efecte, vrei să fii liber. Bine, el chiar și explică așa rudimentar cum funcționa, nu intră în detalii, dar e interesant de văzut cum încearcă și
probabil timid să le explice argentinienilor care aveau să susțineau salariu minim, ce, cum a funcționat, că în Imperiul Britanic, da, a existat salariu minim, nu mai știu cum îi spunea el acolo, are nume Pierre... Spinham Land System, British Spinham Land System. Așa, care era un sistem în care guvernul stabilea un salariu minim și diferența dintre cât el a plătit muncitorul și până la salariu minim respectiv era plătită de guvern. Și practic, pe cine ajuta chestia asta? Subvenții. Păi, pe patroni, în principal, și pe, spune Mises, pe aristocrați, pe nobilime, care plăteau în continuare țăranii cerbi, whatever, cu salariu mizer și s-a ocupat guvernul să le dea bani restul, să le dea restul de bani. Și lua de la, ia de la oraș, de la și industrie. Și cine plătea taxe, taxele? De... Toată lumea, adică... Nu, cred că nobilia plătea mai puțin, nu, că era... Dacă erai nobil, nu? Cred. Posibil, da. Deci o sublinierea asta tare a lui Mises este că de aia și începe cu regii ciocolatei. Zice, oamenii se gândesc capitalismul e așa ca un feudalism sălbatic, mai sălbatic, e și cu pretenția că ar fi corect. Asta înțeleg oamenii. Capitalismul e un feudalism instituționalizat. Și el zice, vedeți că tocmai aristocrații nu voiau să-și piardă privilegiile. Ăștia care vor privilegii sunt inamicii. Ei nu voiau să-și piardă privilegiile. Ei susțineau socialismul tocmai pentru că în capitalismul care se dezvolta aveau concurență și le luau din plăcinta cu care se obișnuiseră să o aibă aranjată. Sau... Da. Dacă înainte nobilul avea, să zicem, o trăsură sau un Mercedes, dar nu avea deloc. Acum, în epoca modernă... Toți au un fel de mașină, măcar. Exact, da. Yeah. E diferența între un Citroen și un Ferrari, să zicem. Okay, yes. Folosesc un Chevrolet și crema, da? Cadillac, da. A, și Cadillac era slabul, nu? Da, da. Chevroletul, eventual, la mâna a doua e... Mm-hmm. Dar aici, care ar fi argumentul? Că a crescut ăsta, un capitalist, a crescut standardul de viață. Yes. Și-a micșorat inegalitățile. Yes. Da. Adică... Nu numai, da, nu numai cred că pointul crescut, lui știi? E mai degrabă că a crescut săracii, știi? Aia e. Ideea e că între, da, dar înțeleg, da, ca să luăm și punctul lui Gabi, că e adevărat. Nu, că și eu m-am gândit la asta când am zis, ați redus și inegalitatea. Știi? Între ăla de sus și ăla de jos, da, de astăzi, în, să zicem, din Marea Britanie, da. Nu știu cine e cel mai de sus în Marea Britanie, trebuie să fie vreun magnat. Ăsta, super milionar, miliardar, da? Și ăla de jos, cel mai de jos. Diferența e mult mai mică decât ăla de sus din Marea Britanie de la 1700, care presupunem că era regele, da? Și ăla de jos, cel mai de jos. Mă rog, cred că cineva poate să facă un calcul din ăsta, o evaluare a averii. Eu nici n-aș intra acolo. Deci, ce vor socialiștii? Gândește că regele nici n-avea... Ce bunuri, n-avea portocale, chestii de-alea. De-aia își făceau oranjerii, pentru că erau pizza. Păi, unul din sectorul 6... Aveau portocale, exact, deci, aveau, da? Portocale. Dar numai aveau ei. Portocale. Asta e. Da, Alexandru, da, să gândeam la poți să le agrești pe acolo, să spui că nu era chiar. Da, vreau să zic altceva. Deci ce vor oamenii cărora le plânge inima, da, bleeding heart din ambele părți? Păi să avem grijă de săraci. Și ce... Și demonstrează Mises aici. Păi uite, pe toți săracii i-a ridicat din sărăcie, pentru că au existat schimburi, au putut să-și vândă bunuri, servicii, au putut să intre și ei pe piață. Chestii din astea care te fac să fii viabil, să nu stai la mâna altuia și ai putea să ai niște stângiști acum care să urle și din toți rărunchii cu ochii spre cer, nu știu ce văd din cer. Nu, să zic că nu e adevărat. Acum sunt diferențele și mai mari. Eu aș zice așa și vă ofticați. Nu. Adică nu ziceați că vreți. Ei vor două lucruri. Vor să împace și capra și vaza. Hai să ne gândim. Chiar sunt și mai mari, că uite. Nu, dar nu vreau să evaluez. Dar eu nu vreau să evaluez. Eu vreau să văd dacă
averile alea mari sunt făcute agresiv sau nu. Pe vremuri erau, să zicem, mai mici relativ, da, dar erau făcute agresiv. Nu, hai să ai discuția calitabil și în termenilor. Hai să venim în egalitatea asta. Da, nu e asta ținta. Eu asta vreau să zic. Că eu n-aș urmări chestia asta ca țintă. Păi trebuie să scădem inegalitatea. Dar de ce trebuie să scădem inegalitatea? Lasă-o să regele, existe. Regele ți-a făcut cineva o agresiune? Nu. Lasă-mă. Regele pe prima avea 5 portocale pe an. Săracul avea 0. 0, da. 5 împărțit la 0, cât face? Infinit, să zicem. Da? Cifră foarte mare. Acum, da? Elon Musk, da? Are 800.000 de portocale, să zicem, da? Potențial. Eu am 800.000 părți la 200, cât face? Nu te ajută, că un stângist îți mută problema. Da, exact, azi îți mută problema. Zice așa, Elon Musk... Decât infinit, da. Zice așa, Elon Musk are... Ăla nu are niciun portocal atunci. Elon Musk are o rachetă spațială. Vrei un sărac eu. Cât are. Da. Pe... Ia, dacă vrei să împarți la zero, putem să găsim, și alte chestii de genul ăsta. Dar fie la odă asta care face spațială, care? Nu. Capitalismul permite, știi? Da, asta e adevărat. Da, poți să cumperi acțiuni la în firma. În societatea feudală era interzis să deții la o navă spațială, știi? Da, uite, de exemplu, ia cazul vedetelor de la Hollywood. Nu chefii de studio dădeau salarii mari și deveneau vedetele de cinema milionare. Și plătitorii de bilete care se duceau de bunăvoie la filmul cu Greta Garbo, dar se ducea mai mulți, la filmele care aveau actori mai puțin sau care nu contau, nu-i plăteau și deci nu aveau nici salarii mari pentru acei actori care erau în filmele respective. Asta nu mai spunem că jumate din bani se opresc la cinema. Da. Mă rog, la cinema sau la patronul, la șeful studioului care o angaja pe Greta Garbo și așa mai departe. Dar vreau să zic. Nu, jumătate din bani se opreau la cinema. Adică pe vremea cinemaului, jumătate din prețul biletului era prețul pus de cinema. Difuzare. Da. Și tot erau destui bani ca să ajungă vedetele astea de Hollywood milionare. Este critica asta a socialiștilor, dumne, există oameni care câștigă foarte mulți bani. Și de ce plătesc patronii de studiouri de filme așa de mulți bani vedetelor? Ar trebui să, nu știu, face. Nu patronul. Deci de eu îi dau atâtea milioane lui. Da, consumatorii. Și consumatorii. Ei sunt suverani și aleg de ce să dea bani și să-i dea. Așa am început discuția, știi? Exact. Suveranitatea consumatorului. El face referire și la Bastia, știi, chestiile care nu se văd, acele ordine ale consumatorului nu se văd. Zice, uite, uitați-vă și la ele. Ordinele când un industriaș dă unui dă un ordin, se vede, știi? Dar ordinul consumatorului nu se vede. Da, e crucială chestia asta. Și nici nu mai e ce să zici, mai. Asta e tot. Uite, aia cu legea de fichiera salariilor e deja din capitolul 2 sau mai avem ceva? Mai avem aici un punct, sincer nu mai știu dacă aia cu legea de fierie din capitolul 2, da. O să vedem. Dacă dau peste ea, o să revenim. Aici mai avem un punct pe care Gabi l-a atins oarecum așa, legat de faptul că în un lucru, și ăsta e foarte greu de înțeles. Deci știu sigur că e foarte greu de înțeles, pentru că și mie mi-a dat câteodată bătaie de cap. Când eram așa mai mic. Consumatorii sunt de fapt producători. În capitalism, consumatorii sunt de fapt producători. Sunt niște, ei cumpără cu banii pe care îi câștigă produse din piață. Și lumea care e obișnuită cu lucruri simple și ușor de ținut în mână, zice, păi da, nu se termină. De ce nu se termină? Adică, de ce nu avem ca la Monopoly? De ce n-ar fi normal să avem ca la Monopoly? Un zero-sum game.
Și a spune dacă sunt niște bani, da, care sunt când la muncitor, când la patron, și doar să plimbă între ei, de ce nu avem, adică în mod normal ar trebui să fie zero. Dacă patronul ține întotdeauna un profit de fiecare lucru vândut și muncitorul mereu cumpără, da? Păi, cumpără și consumă. Asta e ideea, cumpără și consumă. Păi, de ce nu se acumulează? Adică te-ai aștepta, suntem, au trecut atâta amar de vreme, să se acumuleze tot la patron. Și Mises nu intră aici în, într-o explicație, doar vorbește... Salariul, îi plătește salariul și așa, întoarce în natură. Doar vorbește de faptul că atunci când suntem, când sunt socialiștii cătrăniți pe producători, pe industriași, zice, nu luați în calcul faptul că fiecare consumator e de fapt propriul lui producător, că produce niște muncă și se supune acelorași legi de producție ca orice capitalist. El deține un factor de producție pe el însuși. Da? Are un capital uman, dacă vrei să-l numești așa, pe care îl valorifică de fiecare dată. Eu am înțeles, sau mi s-a părut mai intuitiv să înțeleg că muncitorii sunt proprii dar muncitori. Tot nu te... Tu ai formulat producător. Tot nu te scoate. Da, și invers poți o pui, da. Adică tot nu te scoate. Și dacă pui situația în felul ăsta, tot nu te scoate. Că tot la fel ar trebui să se acumuleze undeva. Adică profitul ăla undeva trebuie să rămână și ăla ar trebui să se disipe, să dispară. Sau să-l țină la saltea Bill Gates. Mai fie, nu știu. Oricum, ideea este că zero sum gain niciodată nu poate să fie... Asta e răspunsul, exact. Nu este zero sum gain, pentru că tu nu vii, să zicem, când depui o... Când produci, să zicem, 3 laptopuri într-o zi, într-o fabrică, da? Atunci aduci ceva din... Nu ai luat de pe piață, l-ai adus din neant, din nimic, ai adus munca respectivă. Ai introdus-o în circuitul ăsta economic. Deci nu e niciun zero sum game. E un plus. Fac lucruri noi. Exact. Toată lumea face lucruri noi. Exact. Răspunsul, de fapt, este că, pe de o parte, nevoile sunt infinite și, pe de altă parte, se mai nasc oameni noi, intră oameni noi în câmpul muncii. Tu nu când creezi un laptop acolo, da, din munca ta, are loc un consum, da? Are loc un consum. Consum capitalul uman pe care îl ai, dar ăsta se reînnoiește. Adică se reînnoiește cu alți oameni care intră în câmpul muncii. Eu așa am înțeles. Și la nivel de muncitor, el tot timpul, ok, dacă aduce, să zicem, timpul și... Nu poți să produci la infinit. Nu poți să produci la infinit, da. Ok. Dar... Din micro sfera ta de economică, poți să spui, dom'le, ok, aduc eu timpul meu, capitalul meu, mai și mai departe, dar ceea ce produc sau ceea ce primesc ca salariu este tot timpul ceva mai mult decât ceea ce am băgat. Adică niciodată nu ce am băgat, am și scos. Mare bine. Asta are de-a face cu faptul că valoarea în sine este subiectivă, pentru că altfel nu... Da. Nu poți, uite. Pentru tine, Hai să te întreb altceva. Dacă tu consideri că ești plătit prost la serviciu și ai vrea să fii plătit mai bine, dar muncești, te mai aplică ceea ce ai spus tu? Că dintr-o dată ții o contradicție în cap. Îți dai seama că în momentul ăla te gândești să pleci de acolo și te duci în altă parte. Da. Din punct de vedere economic însă, sau să zicem praxeologic, atâta vreme cât produci, preferința demonstrată spune că. Mm-hmm. Spune că tu consideri că asta, tu poate că ți-ai dorit, dar asta e o psihoză de-a ta pe care o să o rezolvi praxeologic atunci când o să ceri o mărire de salariu. Da. Și atunci când, dacă nu primești mărirea de salariu, pleci sau intri în grevă. Mm-hmm.
Nu, care era punctul Mises? Că nu există o distinție între patron, patron și consumator, da. Între patron și muncitor. Între patron și muncitor. Credeam că... Nu știu, muncitorii plătesc azi muncitori. Că și orice consumator trebuie să vină cu niște bani de undeva, știi? Un muncit, să zicem. Majoritatea da. Cazurilor, știi? Că n-ai primit vreo plașcă sau nu știu. Dori să plătiți de alt muncitor. Bun, mai e chestia cu acumularea de capital, vrei să spui tu ceva, Alex? Nu, o altă chestie interesantă este, tot la socialiști o vezi critica asta, domnule, patronul ar trebui să țină cont dacă un muncitor este însurat, dar n-are copii, este alt muncitor care are 6 copii. Ar trebui plătit mai mult muncitor, pentru că are nevoi mai mari. Și atunci o întoarce imediat Mises și spune... Dacă ai o pâine sau mai ai un chioșc făcută de un muncitor care nu are copii. Și dincolo, o pâine mai scumpă făcută de un muncitor cu 6 copii. Te duci acolo sau cum faci? Să ca consumator. Și el zice comusier, te duce la primul magazin. Da. Mă rog, sună ca în oameni în majoritatea lor, da, știi? Da, adică că zice chiar sincer. Declanșa... Sincer. Cineva tot o să se ducă să cumpere, știi că mai sunt unii buni la suflet care au ceea ce se numește disposable income. Și dar l-ar cuda și pe chestia asta. Așa ar trebui să facă, zicem, ok, patronul spune, da, doamne, am niște muncitori care au 6 copii la mine în fabrică. Dintre consumatori, cine dorește să cotizeze, să-mi dea pe produsele astea mai mult ca să ajungă așa, vă ofer o cale pe unde să intre banii ca să-i duc eu acolo, să zicem. Pentru că zic oamenii, au luat ce salarii de mizerie au ăia, nu știu, ăia care fac chestii. Mă, ai, exact cum ziceam, ai plătit mai mult. Da. Pentru, nu, nu. Ok. Chestia asta cu plătiți voi mai mult ca să ajungă banii la oameni ăștia sună ca ce face statul acum. De domne, punem niște taxe, punem niște accize pentru cutare motiv. Dar banii se aduc în bugetul consolidat, nu prea mai ajung la oamenii aia. Primesc și ei niște firfirei. Da, e exact același mecanism în care haideți să-i ajutăm pe oamenii. Da? Bine. Dar banii intră întâi la mine în buzunar și vă sun eu. Mai vedem ce ajunge la oameni. Bine, ai putea spune că dacă vin mai mulți, ai și despar mai mult. De ce sparge Germania mai mult decât România? Că, na, intră mai mult. Colectează mai mult, știi, chiar dacă... Și produc mai mult, apropo de exporturi. Domnule, da. Nu știu că sunt socialist. Cei care plâng de milă copiilor din Bangladesh care fac haine de astea ieftine. Găuri. Sunt și socialist, sunt și analfabeți. Așa, da. Economic. Da. Produsele alea, deci dacă nici nu ar mai cumpăra nimeni produsele lor, ea mor de foame acolo în Bangladesh. Deci, secunda 2. Ei vin de unde vin ca să muncească în fabricile alea, tocmai pentru că câștigă mai bine în fabrica aia decât nimic. Exact ce nimic. Zice Mises. Cu boicotul eu mori. A, păi nu mai cumpăr, nu știu. Ok, numai și ce se întâmplă cu ea? Dacă apropo, tu nu mai cumpere ales. Apropo de toți oamenii ăștia care militează pentru chestii, să uite și la ce nu se vede, că ei zic că, vai, voi nu vedeți oprimarea de acolo. Ok, ia, hai să jucăm jocul tău și să vedem ce se întâmplă, ce nu vezi tu. Analiza comparativă. De când tot facem podcastul ăsta, tot repetăm. Analiza comparativă întotdeauna. Deci nu îmi spune că un privat nu poate să ardă o pâine. Cum să nu poate să ardă? Întrebarea e de analiză relativ la un stat, știi? Unde se e minimizată acțiunea asta? Da. Aici e cu legea de fiară a salariilor, deci poți să zici liniștit. Păi, uite, se ia de Marx. Marx îți admitea că într-adevăr, în succesiunea stadială istorică în care trece la sclavagie, la capitalism. Da, inițial capitalismul crește felul de trai al muncitorilor. Doar că ăștia se pun pe făcut copii, fiscal. Ajunge iar la un salariu de subsistență. Deci nu poți să mergi mai... N-are, proșul lui Mises era că, mă, oamenii sunt totuși diferiți de șoareci, de
mai numește niște insecte sau ce. Mm. Sunt diferiți, adică se reproduce imediat. Adică se poate vedea și în creșterea standardului de viață, știi, neapărat să... Îi tragi pe copii, de când. Și avem și dovezi deja că au trecut destul timp și oamenii care au un nivel de trai mai înalt fac mai puțin copii, din cauza că preferă să investească mai mult în mai puțin copii. Ca să fie mai, să aibă șanse mai bune. Să nu difuzeze investiția de educație, sănătate, etc. Pe cam prea mulți copii. Și argumentul ăla că nu mai trebuie să-i trimiți la muncă. Nu știu cine a adus, Becker sau... Da. Deci nu e un asset... Da. Și asta. Nu, complet, că te gândești. Dar sună meschin așa. Dai. Și vai, noi nu mai gândim așa, suntem moderni. Mă rog, nu știu câtă legătură are, dar are legătură. De fapt, are legătură mai mult cu socialismul, e așa, în susținerea capitalismului. Eu, în analizele de tipul ăsta simplist, așa, gospodăresc, invit pe oameni să gândească ce fac ei cu prietenii, vecinii, rudele, cu care nu prea se înțeleg, nu rezonează. Ce fac cu ei? Când au un subiect comun, de interes comun, fac lucruri împreună, dar doar pe subiectul ăla. În rest, își dau bună ziua să cam lasă în pace. Și voiam să subliniez, să arăt, să mă mir, că toată societatea e făcută din mici comunități de genul ăsta, pe care nu poți să le delimitezi, clar, dar nu ăsta e interesul acum. Ideea ar fi să vadă că nu este omenește, nu știu cum să zic, nu e corect, nu e foarte coaptă ideea, să încerce pe ocolite să impună altora. Genul ăsta, lasă că iese al nostru politician și o să facă cum credem noi că e bine. Deci tu vecinului nu îi împui. Cred că foarte mulți nici nu nutresc dorința. Poate nutresc, nu știu, să îi impună vecinului ce să facă. Mi se pare că de multe ori, mă, lasă-l în pace. Îl judeci. Zici, vai, ce prostii face. Dar cum? Imposibil. Eu n-aș face așa ceva. Totuși își vede de treabă, îi zice bună ziua. Ce vreau să zic, că dacă oamenii ar apăra genul ăsta de libertate, în care, bineînțeles, te aperi de agresiuni, dacă și cuvântul ăsta agresiune și aici s-a întins ca un elastic sensul, toate au devenit agresiune acum. S-a uitat unul nu știu cum, păi toată lumea o să ajungă să uite așa, deci deja năruie societatea ce să spună agresiuni. Mă rog, ideea pe scurt era, așa cum pe oamenii cu care interacționezi îi cam lași în pace câtă vreme nu-ți fac agresiuni, ar trebui lăsați toți oamenii în pace și să nu-i mai ataci prin mecanismele astea politice. E de la Matei citire, știi? A, mulțumesc. Doar că lumea nu e la înălțimea asta, știi? Da. E, și un ultim lucru, da, o să fie un episod mai scurt astăzi. Un ultim lucru este ăsta, derivat din legea asta de fier a salariilor. Mi se spune așa, că dovadă a faptului că legea asta de fier, pe care au inventat-o marxiștii, cărora lor le spune marxieni, îmi place, mi se pare delicios faptul că el le spune marxieni marxiștilor, care sunt așa, că ei sunt oricum un pic de pe altă lume, zice că faptul că avem o creștere aproape constantă a standardului de viață, da, îți arată că legea asta nu e adevărată. Și merge la următorul lucru, și spune așa, păi uită-te la standardul de viață din Europa de Vest, și atenție, era la 1958, și Statele Unite, să zicem, comparativ cu Asia sau Africa. Se referea nu neapărat la... Deci la vremea respectivă nici în Japonia nu era foarte grozav, încă nu apuca să răsește vină după bombardament. Și el spune în felul următor, că o țară, asta e lucru care trebuie extras ca corolar din capitolul ăsta, zice, o țară devine mai prosperă în proporție cu creșterea capitalului investit în unitatea de populație.
spune că o să revină poate la altă ocazie la treaba asta, dar per capita, capital investit, rezultă prosperitate. Prosperitate. Și investiția de capital în sine nu poți să o faci decât în capitalism. Pot și liberalii care sunt axați pe investiții. Am făcut investiții, drumuri, paralele, poți și whatever. Poți în comunism, doar. A zice poți că, în comunism, a zice că acolo... economisire forțantă. A zice că acolo pervertești cuvântul investiții. Sau cuvântul liberal. Da, da, deci îi folosesc asta. Hai cam. Folosește asta, economisire forțată. Deci ce făcea Ceaușescu era să-ți reprime consumul. Ca să facă acele piramide. Da, dar alea nu și sunt... Și economisire, că îi abține de la consum. Da, 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 acolo... E voluntar. Exact. Bun. Acestea vin spuse pentru Gabi Munteanu, Costel Săvărache, Alex Iriachi, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi. Să ne spuneți jos în comentarii dacă vă place mai mult așa episoade mai scurte sau preferați pălăghia noastră de 2 ore jumate obișnuită. Nu uitați... Înainte de a se face întuneric, vă aduc aminte, tatăl tot te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate.